știu doar atât și întreb. Smidul, în acest moment, cum răspunde cerințelor Ordonanței 74 din 2018, care prevede foarte clar că fiecare cetățean trebuie să plătească pentru cât produce? Dacă îmi dați răspunsul și spuneți că prin proiectul care îl implementează Vrancea Curată avem o soluție în acest sens, eu în acest moment retrag proiectul pe ordinea de zi și așteptăm discuții. Vă rog. Dacă Smidul în acest moment, care îl aplică asociația pe care dumneavoastră cu onor o conduceți, răspunde cerinței, primei cerințe pentru care noi am vrut să introducem acest sistem de cartere și de cântărire a gunoiului, să plătească fiecare cetățean în funcție de cât produce. Da, în primul rând, știți și dumneavoastră că acest sistem va fi preluat de Vrancea Curată și nu este implementat de Vrancea Curată. Și se va devine că acest proiect lucrează cu data de implementare a proiectului, ceea ce nu este identic cu Vrancea Curată. Suntem instituții diferite. Despre Ordonanța 74-2018, tocmai asta se face în momentul ăsta, în toată România, nu doar în Vrancea, se analizează implementarea la nivel regional, de fiecare județ în parte. Acesta este răspunsul. Ce se implementează? Cum utilizăm cele 3.000 de sfere care le-a pus la dispoziția municipalității ca să putem cântări cantitatea de gunoi și de deșeuri reciclabile pe care fiecare cetățean al municipiului le aduce și le depozitează în aceste cuvete. Acesta este unul din motivele pentru care, să știți dumneavoastră foarte bine, legislația în domeniu se schimbă foarte des, s-a schimbat foarte des, în cel puțin 3 ani. Foarte des. Ordonanțe sunt mai multe decât cea în 74. Eu v-am zis la început, este prea devreme, haideți să lăsăm proiectul Vrancea Curată, să intre în funcțiune, după care discutăm de acest proiect. Se suprapune. M-am spus dinainte, am primit mesajul de la lui, probabil urmăresc ședința și au spus că urmarea ședinței de ieri, unde și-au montat toate, au analizat până acum. Nu e cu astfel, dar era, nu se face. Era de bun simț ca până la intrarea în ședință, colegii de la UIP să poată să-mi transmită măcar mie, ca și inițiator, da? Să-mi spun problema. Vedeți că acolo este o problemă. Mai mult decât atât, asta este o strategie. Nu este un proiect tehnic, nu este un studiu de fezabilitate. Ok, spuneți că sunt probleme, le-am aflat acum, uitați. Propun retragerea acestui proiect până la următoarea ședință să mă lămuresc și eu să văd care sunt acele neconcordanțe cu prevederile legale. Dar eu vă garantez că niciodată, doar dacă schimbați dumneavoastră într-un totul proiectul, și nu văd cum să mai schimbați proiectul după 11 ani, 12 ani de implementare, să răspundă cerințelor actuale. De la elaborarea proiectului până acum, nu știu cum să facem. Dacă găsim soluții și se poate acorda această strategie cu proiectul SMID, sunt cu totul de acord. Dar gândiți-vă atât, că orice întârziere va duce la mari probleme. Și mai mult decât atât, știți foarte bine că noi avem o țintă de atingere. Știți foarte bine că nu avem o groapă de gunoi al județului care să fie funcțional. M-aș bucura să dau drumul cât se poate de repede la acest proiect, ca să putem utiliza groapa care funcționează. Știm cine sunt vinovații pentru întârzierea extraordinar de mare a acestui proiect. Uitați, eu asta fac în acest moment. Propun retragerea acestui proiect, acestei strategii, până la ședința următoare. În perioada asta, eu vă garantez că voi avea un dialog cu cei de la Unitatea de Implementare și să vedem care ar fi inconvenientele acestei strategii. Dar nu vă mai dezice de colegii dumneavoastră, că v-ați mai dezis o dată. Și treaba zona cu asta. Și abia și ne-ai este... Este cea mai bună soluție, chiar domnul colegul Bursan a zis că este o perioadă prea scurtă între prezentarea publică și aprobare.